Concursul organizat de Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu s-a încheiat. În cadrul acestuia, giurgiuvenii interesați puteau să ocupe unul din cele 35 de posturi vacante pentru agenți de ordine publică în mediul rural. În perioada de depunere a dosarelor s-au înscris 462 de candidați, dintre care 341 bărbați și 121 femei. Din cei 462 de candidați înscriși la examen, au promovat decât 62 de candidați. La examenul organizat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu pentru ocuparea 35 de funcții de agent cu încadrare din surse externe, inițial s-au înscris 462 de persoane, dintre care 341 bărbați și 121 femei. Din cei 142 de candidați prezenți la proba scrisă, 62 au obținut note peste 7, iar 80 au fost declarați respinși. După proba scrisă, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, au fost depuse 5 contestații, urmând ca la finalizarea acestora să se stabilească și candidații admiși la posturile de poliție. La probele sportive s-au prezentat 239 de candidați, iar în urma examinării, 142 au fost declarați admiși. Din cei 142 de candidați prezenți la probele scrise, 80 au ieșit din cursă deoarece nu au obținut notă peste 7. Nota finală reprezintă media notelor obținute la proba performanței fizice și la proba scrisă. Este declarat admis la concurs candidatul care a trecut toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare. Numărul final de candidați va fi stabilit în urma finalizării contestațiilor. Cei rămași în cursă mai au de trecut un obstacol. Aceștia vor fi repartizați pe cele 35 de locuri în funcție de opțiunile acestora și notele finale.